Asta că mă mai întorc. Ai de aia plâng că te mai întorci. Doamna din Bali, dacă vă amintiți. Prima oprire. Budapesta, am ajuns direct în centru și ne-am luat o cazare pe un vas din acesta de care vedeți aici. Numai se și mișcă. Se mișcă? Da. Pentru că oamenii ăștia n-au auzit de Lindab. Nu știu cum să vă zic, o să vă arăt cât că cel mai bine. Părăsim cuibul și schimbăm iampul mare pe iampul mic. Așa că o lungă perioadă nu o să mai vedeți pe Dani, ci o să mă vedeți pe mine cu un nou partener. Să vedem ce părere are Dani despre asta. Eu am părere ca să nu mă filmez dezbrăcat. Plâng. Plângi, Dani? Da. Da. Asta că mă mai întorc. Da, e de aia plâng, că te mai întorci. Noul partener, doamna din Bali, dacă vă amintiți. Cu ea plecăm în lume. Nu știm unde plecăm, nu avem o destinație, ne îndreptăm către Ungaria și apoi mai vedem unde mergem. Încercăm. Bineînțeles că am supra-ncărcat mașina, că nu știm unde mergem, nu știm ce facem, nu știm nimic, deci ne-am luat toată casa, cel puțin eu sigur mi-am luat toată casa. Așa că o luăm la drum. Avem câteva ore până la Budapesta, ne gândim să mergem către Slovenia, avem vreo 8 ore până la intrare în Slovenia, dar vă ținem la curent, vă luăm cu noi. Tocmai am oprit într-un Peco și am făcut primul plin din călătoria noastră. Suntem la graniță, am plecat de vreo oră jumate, ceva de genul ăsta. Așa că o să vă ținem la curent, că mi-a venit acum ideea, și cu prețurile călătoriei și cu locurile pe care le vizităm. Nu avem neapărat stabilit un itinerar, nu știm exact unde să mergem, dar o luăm înspre direcția Slovenia și vedem pe parcurs unde ajungem. Nu, mulțumesc! Și uite așa, intrăm în Ungaria. Câteva ore mai târziu, destul de multe de altfel, am reușit să trecem granița. Prima oprire. Budapesta. Am ajuns direct în centru și ne-am luat o cazare pe un vas din acesta de care vedeți aici. Numai că nu este acesta, e un pic mai în față. Dar momentan o luăm la pas prin oraș. Cum vi se pare, doamna din Bali, Budapesta? Foarte frumos, uimitor! Nu mai aveam de gând să vă filmez în seara asta, însă musai să vă arăt vasul pe care ne cazăm în seara asta. Am ales să ne cazăm pe un boat hotel, practic, și sunt tare curioasă cum va fi. Trebuia să împărtășesc cu voi camera asta micuță și drăguță de pe vas. Am primit și un upgrade la cameră. Și astfel avem river view de data asta. Nu se vede afară, însă se vede foarte fain râul. Vi-l arătăm dimineață. Avem două paturi, o cameră așa mică. Nu știu ce să zic despre ea, dar sunt curioasă cum arată baia, dacă e ca la autorulotă sau nu. Așa că mergem la baie. Da. Deci este foarte basic baia. Totul e lemn aici. Da. E așa, o baie de vapor. O baie de vapor, da. Practic, pe toată cazarea asta, o singură noapte, am plătit 66 de euro, care include și mic dejun și taxele de oraș. Cam ciudat că vă vorbesc din baie. Și cam atât. O să vedem cum e micul dejun dimineața, au ceva restaurant care e cu vedere și suntem chiar în centrul orașului, mă rog, la marginea centrului cumva, dar suntem pe râu. Deci e foarte frumos. Ne vedem dimineața. Se și mișcă. Se mișcă? Da. Se simte apa cum se mișcă de desubt. Aici, dacă ți-e rău de mare, ce faci? De mare, de apă. Se mișcă. Se vede, nu se vede? Nu, se vede. Mă arătăm dimineață.
dimineața de pe Dunăre. Este ora 7 dimineața. Nu știu dacă am dormit foarte bine, dar pe la 5:30 deja cumva ne venea să ne trezim. Și acum nu mai putem să dormim, așa că ne pregătim de mic dejun. Gata, o luăm din loc. A fost foarte interesant sejurul, de fapt, noaptea noastră și dimineața. Deja e vreo ora 12, așa că plecăm. Avem mașina chiar aici, în apropiere. Ia spuneți, doamna, ce v-a plăcut cel mai mult la hotelul ăsta? Micul dejun care a fost fabulos și curățenie, foarte frumos. Și compania, da? Compania este de vis. Ideea este că a avut și un view foarte fain aseară. Am încercat să vă filmez, dar era destul de întuneric pentru că tot podul acela era luminat, deci ne-a plăcut maxim, chiar ne-a plăcut foarte, foarte mult. Singurul dezavantaj ar fi aici în Budapesta că trebuie să plătești parcarea constant, toată ziua, de dimineață de la 8 până seara la 10 și cred că te ajunge în jur de, dacă ai fi toată ziua, te ajunge vreo 30-40 de euro, deci vreo 200 de lei pe zi. Să o luăm din loc, cred că ne îndreptăm către Slovenia, să vedem dacă ajungem astăzi. Apropo, parcarea aici se poate plăti de pe aplicația T-Park direct și zona este scrisă pe acele 4 metri. Este unul chiar acolo dacă îl vedeți și scrie zona, noi suntem în zona 0131 acum și așa am și plătit. Avem mașina plină. Am luat efectiv tot dulapul, ne-am luat apă, ne-am luat de toate. Probabil că m-ați auzit, oricum nu avem microfoanele la noi pentru că sunt la Dani. Ne îndreptăm, cred că, către Slovenia astăzi. Cred că mai vizităm ceva și prin Budapesta, era ceva cetate foarte frumoasă în centru. Lucrurile sunt destul de simple cu parcarea. Există, poți plăti direct pe T-Park, însă v-am spus că plătești destul de mult dacă stai o zi întreagă. Și hotelurile am văzut că nu prea au parcare privată, ci pur și simplu plătești parcarea publică, deci nu e inclusă în prețul hotelului, poate decât dacă este un hotel mai high-end, așa, dar plătești destul de mult atunci și peste 100 de euro, cam așa, pe hotel, pe noapte. Cred că suntem printre cei mai nepregătiți turiști care se găsesc aici. Pentru că am văzut aici o cetate pe un vârf și mergem la ea, nu știm ce e cu ea sau ce se întâmplă, însă e într-un parc frumos așa aranjat și vă arătăm și vouă, plus că este viu asupra orașului. Și de ce suntem de pregătiți? Pentru că nu știm ce cetate e aia. Eu credeam că doar pentru că nu avem apă. Nu avem nici apă și doamna nici antrenament, deși face sport pe iambă. Spui ceva? Se spun despre faptul că ar trebui să ne deschidem o fabrică de Linda aici, în Ungaria? De ce, doamna? Pentru că oamenii ăștia n-au auzit de Linda. Am înțeles. Mă gândesc că n-au auzit de nu-și pun pe nicăieri și nu vezi acoperișuri pe strițe. Deci e o idee de business. O idee de business. Cam așa arată parcul și cetatea de care vă spuneam. Practic are multe scări și multe locuri, cum le spunem noi, belvedere, dar ei le spun mirador și chiar se vede foarte frumos orașul. Urmează să vă prezint cea de-a doua cazare, care e cumva, cum să zic, amuzantă, pentru că am plătit pe ea în jur de 300 de lei, 290 sau ceva de genul ăsta, dar e, nu știu cum să vă zic, o să vă arăt, cred că cel mai bine. Avea o notă foarte, foarte mare pe Booking,
Are o curte frumoasă, ce e drept, e așa undeva la țară, dar și lângă, e lângă lacul Balaton, dar nu e cine știe ce. Deci cam despre asta este vorba. Acesta este patul cam boțit, dar e curat. Ce spuneți, doamna? Își merită suma? Eu cred că da, că miroase așa de bine. Doamne, îi place. Mie nu știu. Dar era lăudat, avea nota 9,8 pentru micul dejun extraordinar. Așa că să vedem mâine dimineață la mic dejun. Haideți să vă arăt puțin și exteriorul. Avem aici un vecin care deja a băut suficient cât să ne vorbească în maghiară și noi să-i spunem că nu vorbim. Dar arată frumos, uitați, chiar se vede bine. O să trag și pe deava. Cam așa se vede. Partea bună la cazarea pe care o avem este că e foarte aproape de lacul Balaton, așa că am ieșit puțin să descoperim și ce-i drept este atât de frumos amenajat și curat și cu multe activități, oameni. Bine, de fapt, Ungaria așa ne-a uimit prin faptul că oamenii sunt foarte, foarte activi din toate punctele de vedere, cu bicicleta, aleargă. E o disperare așa aici. Și cam atât. În altă viață vreau să mă nasc în Austria! Deci dacă ne gândeam că oare să mai stăm o noapte aici, sigur nu mai stăm o noapte aici. Cascada Savica, care este cea mai cunoscută cascadă din Slovenia.